Catedra de Religie a Școlii Gimnaziale Herăstrău din București a organizat astăzi evenimentul La un ceai de poezie dedicat poetului Mihai Eminescu. Proiectul a fost organizat cu sprijinul protopopiatului Sector 1 Capitală. Invitatul special al evenimentului a fost actorul Tommy Cristin, care a recitat un fragment din Scrisoarea a treia. Elevii care au participat la acțiune au primit din partea organizatorilor și a parohiei pe raza căreia se află școala cărți de poezii și diplome. Mie îmi plac foarte mult poeziile lui și, nu știu, îmi place să citesc, îmi plac poeziile lui și îl consider special. Păi, Mihai Eminescu este cel mai mare poet român și este un model de urmat pentru că poeziile lui sunt scrise cu multă dragoste și exprimarea lui e foarte frumoasă. La eveniment au participat și alte cadre didactice din unitatea de învățământ, profesorul metodist de religie al sectorului 1 și conducerea școlii.